În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Așa am avut eu o idee, caz ar fi bine să vă fac o simplă chestiune ca o sinteză. De ce folosim noi expresia credința ortodoxă sau dreapta credință? Ați văzut că, așa cum în societate se amestecă toate, când te duci la apicultură, găsești deruș, săpun, când te duci la mercerie, găsești tigăi și găleți, când te duci la alimentară, găsești frigidere și aragaze, când te duci la croitorie, găsești cizme și genți, așa și în învățătura de credință ortodoxă. Au început așa discret să palpite, ca niște fibrilații, dacă vreți, sau ca niște tahicardii, ideea care începe să se lupte între dogmă, adevăr și viața cotidiană. Pe principiu, ei, dar ce numai voi ortodoxi și vă mântuiți? Dar ce numai voi ortodoxi și sunteți sfinți? Dar ce numai voi ortodoxi și o să mergeți în rai? Din nefericire și din întâmplare și din mare adevăr, chiar Dumnezeu Mântuitorul Iisus Hristos ne-a spus, nimic necurat nu intră în împărăția Lui Dumnezeu. 2. Noi nu vorbim de rigiditate sau de fanatism sau de fundamentalism când vorbim de doctrina credinței ortodoxe, care este întâi fundamentată pe dogmă și revelația supranaturală. Nu vorbim de fanatism sau nu vorbim de rigiditate când vorbim de învățătura Sfinților Părinți, adică avem 7 secole de aur a scrierilor patristice care sunt baza și temelia Bisericii și noi nu-i putem confunda pe Sfinții Mari care făceau minuni cu Sfinții actuali care s-au arătat noaptea în vis și au scuturat perdeaua. Adică trebuie să fim un pic foarte atenți. Noi avem astăzi despre Sfințenie o noțiune foarte vagă și bolnavă. Nu spun cu răutate. Nouă ni se pare că Sfințenia e ceva atât de simplu și de ușor. Vai, dacă nu iau o stare de aia de duh, melancolie, vai, dar toți suntem oameni, dar toți greșim, vai, dar știți ce bun era la suflet, dar știți ce omenos era, dar cum să nu se mântuiască? Asta e părerea noastră. Nu este o părere scrisă de Dumnezeu absolut nicăieri. Prima carte și cea mai adâncă judică pătâi este Sfânta și Dumnezeiască Scriptură. Dacă am ieșit din litera Scripturii, suntem în cea mai mare rătăcire. Dacă o să ascultăm un filozof sau un literat sau un cultivat sau un erudit, o să spună, dar ce Scriptura n-a fost scrisă tot de oameni? Nu știu ce fel de oameni au scris Scriptura, dar știu că ceea ce scrie în ea nu se potrivește cu ceea ce se vede afară. De aceea chiar și pontiful, ați văzut că uneori, a făcut niște mici, discrete derapaje și a spus, ei, că trebuie adaptată Scriptura după lumea de azi, că nu mai merge să speriem lumea cu iadul, nu mai merge să luăm lumea cu povești, cu raiul, nu mai merge să vorbim de muncile iadului, să vorbim de demoni, de chinuri. Ne pare rău, asta nu putem nega din Sfânta Scriptură, pentru că sunt cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos, care ne-a povestit personal pilda acelui bogat care s-a dus în flăcările iadului și care se chinuia în flăcări și l-a rugat pe părintele Avraam să-i dea o temelie și o scăpare, un pic de apă pe vârful degetului să mut limba, să mă răcoresc. Că rău mă arde. Și ce îi spune părintele Avraam? Fiule, tu ai două misiuni. Să-ți aduci aminte că în viață le-ai luat pe toate cele bune și acum trebuie să le primești pe cele rele. Nici o faptă fără răsplată. Asta este prima condiție doctrinară, morală, etică, socială a dreptului firesc de a nu face rău ca să nu primești rău. Și apoi îi spune mai departe. Între noi și voi este o mare prăpastie.
Nici de la noi nu poate merge nimeni la voi și nici de acolo nu poate veni nimeni la noi. Deci, dacă înțelegem cuvintele astea și vrem să le analizăm în profunzimea lor, atunci trebuie să punem mâna, indiferent cât de intelectuali am fi, chiar și academicieni, să spunem, în Academia Română, și să facem diferența doctrinară. Și o să spuneți, da, lasă-mă, părinte, cu doctrină. Ce astea sunt inventate de oameni? Nu sunt inventate de oameni. Hristos nu s-a născut ca vrut oamenii. Hristos nu s-a întrupat ca vrut oamenii. Hristos n-a murit ca vrut oamenii. Hristos n-a înviat ca au vrut oamenii. Hristos nu s-a înălțat la cer ca vrut oamenii. Hristos n-a trimis Duhul Sfânt la pogorârii la cinzecimii ca au vrut oamenii. Astea au fost reguli divine, categorice, peste care nu trece nimeni, indiferent de diplomele și de toată avangarda erudită pe care o deține, ca cultură generală sau personală, sau câte cărți ai studiat, sau cât Oxford ai citit, sau cât Cambridge, sau cât Sorbona, nu are treabă cu ceea ce este scris în Sfânta Scriptură. În Sfânta Scriptură spune Mântuitorul un lucru foarte categoric și clar. Cerul și pământul va trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Până nu se împlinesc toate. Și tot Apostolul Pavel în epistole ne spune că noi trebuie să fim foarte, 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 foarte atenți la două lucruri. Că la vremea de apoi vor fi proroci mincinoși și Hristos mincinos. Iar Satana va fi atât de subtil încât el poate lua chiar chipul îngerului de lumină să înșele pe cei aleși. Cineva a îndrăznit să-mi spună așa o vorbă de Duh. Ce, părinte, vă simțiți perfect? Nu. Mă simt vrednic de iad. Dar nu înseamnă că eu trebuie să cred că un ticălos merge în iad, în rai. Doar pentru faptul că mă simt eu păcătos. Sfânta Scriptură nu este scrisă de mine și nu o interpretez eu. Sfânta Scriptură este a lui Dumnezeu și trebuie luată așa cum este ea. Vă puteți rătăci neștiind Scripturile și puteți găsi viața veșnică cercetând Scripturile. Așa spune, cercetați Scripturile, că în ele aveți viață veșnică. Deci noi când vorbim de învățătura, una sobornicească și apostolească, nu vorbim nici cu mândrie, nici cu emfază, nici cu figurație, nici cu impresie, nici cu fanatism, nici cu conservatorismul exagerat, nici cu... Dați că am mai auzit o expresie. Cu o siguranță autocratică. Nu. Așa spune în simbolul de credință. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul Cerului și a Pământului. Și a celor văzute și a celor nevăzute. Da? Și spune acolo, și într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică. Întrebarea mea este foarte scurtă și la obiect. Aceasta este o întrebare de poticnială care nu mi-aparține mie, ci o pun pentru că așa trebuie să lămurim diferența dintre roșu deschis, roșu închis, roșu carmin, roșu oranj, roșu foc și așa mai departe. Dacă femeile știu ce înseamnă culori, le înțeleg ce am spus. Tot e roșu, dar nu e același roșu. Așa și aici. Noi toți, conform învățăturii bisericii, știm că afară de biserică nu există mântuire. Cine nu are biserica de mamă, nu l-are pe Dumnezeu de tată. Confundarea bisericii cu preotul, sau cu episcopul, sau cu diaconul, sau cu cel căzut, sau cu cel păcătos. Am văzut că fiecare imediat când vrea să discrediteze ortodoxia, a, da, la voi în ortodoxie, că aveți BMW-uri, că... Frate, alea sunt mijloace fixe care nu valorează nimănui nimic. Când merge în groapă, sicriul nu are buzunari, nu are casă de valori, nu are magazii de depozit angro, să-ți pui averile cu tine, alea le împart neamurile pe pământ, tot ce ai strâns tu și să bade la ele și uită să spună ți-o lumânar la cap. În schimb,
În momentul când cineva va demonstra că unul din cei 12 apostoli a reprezentat vreun cult pseudo-creștin de-a lungul istoriei sau vreun sfânt părinte, atunci poate să-și dea cu părerea în materie de doctrină. Evanghelistul Matei a vorbit pentru biserica una sobornicească și apostolească, Evanghelistul Ioan la fel, Evanghelistul Marcu la fel, Evanghelistul Ioan la fel. Ce, și Luca. Și ceilalți 12 apostoli, că au fost 70 și 12, toți au vorbit în numele Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cel răstignit și înviat, pe care Pavel spune clar: nu mi-este amălăudat decât doar în crucea Domnului meu și dacă El a înviat și noi vom învia. Acum, pe seama iubirii, că ați văzut cât de tare ne iubim, că aproape am confundat partenerul, nu mai știm cu cine trebuie să ne iubim ca să ne iubim, facem atâta iubire încât am vrea să batjocorim și învățătura de dreaptă credință. Să facem de ea o bulibășoană. Dar eu pun o întrebare foarte banală. Dacă raiul e pentru toți și nimeni nu merge în iad și iadul e gol, la ce mai am nevoie de institut teologic? De ce mai am nevoie de master? De ce mai am nevoie de doctorat? De ce mai am nevoie de seminar? De ce mai am nevoie de dogmă? De ce mai am nevoie de dogmatică? De ce mai am nevoie de Noul Testament? De ce mai am nevoie de Vechiul Testament? Ne rugăm toți așa cum ne tai capul, libido, ce iubim pe Dumnezeu, dar ce e greu să spui că iubești pe Dumnezeu? Și mergem toți în aceeași direcție, facem cum face gospodina vara. 5 păstăi, 2 dovlecei, 2 cartofi, 2 morcovi, 2 salate, 2 vinite, 2 cepe, 2 roșii și au făcut un ghiveci. Dar dacă le iei la separat, fiecare cu gustul și cu treaba lor. Nu o să aibă cartoful gusta morcov și nici morcovul gusta cea. Așa este și aici. Că noi ne-am însușit Scriptura și de-a lungul istoriei ne-am tot împrăștiat că dracu asta face de zbină, nimeni nu este vinovat absolut cu nimic că noi de la 1054 mai avem o aripă creștină romano-catolicist. Părintele Cleopa a fost întrebat personal și mă legitimez cu acest răspuns și eu. Venind Consiliul Mondial al Bisericilor la Mănăstirea Siestria, a pus următoarea întrebare. Părinte Cleopa, dar dacă spune în Sfânta Scriptură și în învățătura Sfinților Părinți că numai ortodoxii se mântuiesc, ceilalți de alte religii ce vor face? Și bătrânul a zis, e-te mamă care-i treaba. Ca să vă pot răspunde la întrebarea asta, trebuie să mă faceți 5 minute Dumnezeu. Ați înțeles? Deci nu dăm noi sentința nimănui. Nici când se mântuie, nici când nu se mântuie. Nu știm că toți ortodoxii de pe glob vor vedea raiul, nu știm dacă toți catolicii de pe glob vor vedea iadul, nu știm dacă toți protestanții vor vedea vreunul raiul sau vor vedea vreunul iadul și nu știm dacă celelalte secte neocreștine vor vedea raiul sau iadul. Asta este împreștiința lui Dumnezeu. Dar știm un singur lucru, că învățătura dreptei credințe a fost apărată prin mărturisitori, prin sfinți părinți patristici care au scris filocaliile și toată patristica ortodoxă, apologetică, dogmatică, cristologie, antropologie și așa, creștină și așa mai departe. Știm că am avut mucenici și martiri și temnițe și închisori, unii mâncau fiagre, unii tăiau de vii pentru că nu se le vădau din învățătura lui Hristos. Și noi nu putem călca aceste tezaure ortodoxe de dragul cultului intelectual. Că, vai, noi trebuie să ne iubim. Dar cine spune că ne urăm? Că a spus cineva o întrebare atât din neghioabă și din necioplită, m-a pufnit râsul. Dar au fost ani când și catolicii și ortodoxi au sărbătorit Paștele odată. Foarte bine. Și care-i treaba? Nu și-a putut mânca catolicul ou sau ortodoxul Pasca? Ba da. Dar așa s-a întâmplat conform Pascaliei să pice odată. Nu că a schimbat cineva cursul acesta al Pascaliei stabilit la vremea potrivită,
și a zis, hai să punem noi anul ăsta o dată, să vedem ce iese. Nu, așa s-a întâmplat întâmplarea. Și o să mai fie, prin 25 sau 26, 2026 sau 2025, iar o să se întâmple, să fie Paștele Comun. Asta nu are nicio treabă cu noi, că trebuie să ne scoatem ochii, trebuie să ne ucidim, trebuie să ne omorâm, trebuie să ne batem, trebuie să ne jignim. Noi trebuie să respectăm pe tot omul. Oricine din fața noastră e aproapele nostru. Dar este aproapele meu până la problema mea sufletească cu Dumnezeu. Atât. Vrei o pâine? Ia o pâine. Vrei un papuc? Ia un papuc. Vrei un leu? Ia un leu. Vrei o noapte de cazare? Ia o noapte de cazare. Vrei o zi de plimbare? Hai să ne plimbăm. Dar când este vorba de dogmă, nu ne jucăm. Că atunci înseamnă că nu și are sens toată munca aceasta de 2000 de ani. Tot tezaurul acesta al bisericii înseamnă că este un mare zero pentru care noi, ca niște medievaliști, ca niște fanatici, ca niște oameni de antichitate, de ev mediu, analfabeți, mediocri, că așa au spus, o turmă proastă care nu știe de ce merge la biserică. Hei să mor tu, băiatule! Eu cred că sunt babe mai credincioase decât preotul din biserică. Și mai evlavioase și mai teologe. Și eu am luat odată peste bot o problemă de genul ăsta. Era o bătrână foarte evlavioasă, nu mai trăiește cam de mulți ani. Și într-o duminică, nu știu ce s-a întâmplat, era îngrăbit și am zis, hai să zic o predică așa mai rapid, să scap. Și când am ieșit din biserică, mă bate pe om și spune, azi nu te-ai pregătit, ai vorbit din burtă. Da, femeia din biserică, care era femeie, care atunci când am stat de vorbă de aproape cu ea și mi-a zis că vrea să împărtășească, m-a întrebat ce canon să citească. Și am zis, ziceți dumneavoastră un paraclis, dacă știți rugăciunea neață foarte bine, sau de seară, ori șapte Tatăl nostru, ori șapte împărate ceresc. Și s-a uitat așa glumind la mine și a zis, părinte, mă iei de proastă sau de țărancă? Nu. Părinte, eu am patru clase, dar am învățat 16 acatiste pe de rost. Mă duc în ogor, cam 4 hectare. Și iau un rând și încep cu un acatist. Și până nu termin acatistul, mă întorc pe alt rând. Beau o gură de apă și mă duc pe alt rând. Și când termin alt acatist, ies la capăt, mai beau o gură de apă, mai mănânc ceva și iar încep rătășitul. Și mie așa îmi trece ziua. Iar cel care vă vorbește nu știe 16 acatiste pe de rost. Asta e problema. Deci, ceea ce noi descalificăm sau ceea ce noi luăm peste picior, la Dumnezeu este nestemată. Urcam un deal unde lupai ca fată în drum. Tot cu ani în urmă, după 2000 sau înainte de 2000. Și fiind cu șoferul, la un moment dat a ieșit un bătrân din Popușoi. Era toamna, așa, între un august, septembrie, cred că. Și avea niște fasoli într-un fel de pătură de asta. Și a făcut din mână și a zis, băi, bătrân, oprește, hai să-l luăm. Și i-am pus. Ce avea el acolo grămăjoarea în portbagaj? Și când au văzut că suntem preoți, au zis, o, părinte, să rămână, mă scuzați că am îndrăznit. Lasă, bunelule, nu-i nimic. Mergea, nu știu cum, până la primul sat, dar era vreo 2 km pentru un om de 80 de ani. Și au zis, dragii mei, m-am gândit și asta că ziua stână în Popușoi. Dacă ne-ar da Dumnezeu preoți vrednici să nu vândă dreapta credință, poftim, ce gândea un țăran, că l-am întrebat, cât e clasa ai? Două! În Popșoi, la pocreaca dealului, undeva spre malul Prutului. Deci ca să vedeți ce tezaur are ortodoxia. Deci oameni simpli pe care noi nu dăm scuipatul, sau nu ne interesează, sau prostimea, țărănimea, da, prostimea și țărănimea este cea care a ținut România. Deci acești oameni de care noi râdem sunt mame de doctori, mame de ingineri, mame de avocați, mame de miniștri, mame de specialiști în orice domeniu, numai că păcat, și foarte păcat, cu o gloată de țărani simpli au păstrat o biserică curată, plină de frumusețe, de tradiții, de rânduieli, de discipline, de ordine și de toate, iar acum o gloată de intelectuali au născut niște năuci care n-au nicio rânduială, nicio regulă, ei vor să treacă tot cu tăvălugul. Dumneavoastră nici nu vă dați seama cât de discret, nici nu vă dați seama cât de discret se instalează un nou regim ateu, nu cu forța. Acum nu vine nimeni să te mai oprească când mergi la biserică, din contra, râde de tine când mergi la biserică și nu te mai duci tu singur, ți-i rușini.
Chiam peste picior cu biserica și nu te mai duci tu cât e surd, plasez în rândul lumii. Deci, ei nu au nicio normă valorică. Ei 7 ani de acasă nu au, că au crescut cu bona și pe la casa de copii sau la grădința prelungită. Eu luam școala de la clasa 1 și eu scos analfabet la clasa 12 cu 10 pe linie, dar nu luam bacalaureatul jumătate. Și în momentul în care acești copii ajung mari și nu cred în nimic, copiilor săraci sunt primele victime a tot ce înseamnă haos și dezastru. Pe când săranca îi spunea la copil, nu pune mâna mamă că e păcat, nu vorbi urât că e păcat, dă bună ziua că e păcat, să te porți frumos mamă că e păcat, să nu mă faci de rușine, să nu-mi roșească obrazul, să nu mă vorghească lumea prin sat. Adică oameni cu o credință atât de simplă ca o foaie de hârtie care dacă o pui la soare e albă și se vede prin ea. Ei, deci de câte ori mai auziți a tot cunoscători de ăștia care încep să explice de ce nu a voi ortodoxi o să mergeți în rai, așa să le spuneți. Nu sunt sigur că ajung în rai, dar am auzit despre ortodoxi că pot ajunge în rai. Asta să aveți în minte tot timpul. Să nu vă fie rușine să păstrați adevărul de rușine de a spune da, am auzit că ortodoxi merg în rai și dacă e adevărat, chiar mă strădesc și vreau să prind un loc. Apostolul Pavel a spus clar, tu mântuiești numai pe cei ce te mărturisesc în adevăr. Și spune tot Apostolul Pavel, și un înger din cer dacă ar veni și ar mărturisi altă evanghelie decât cea a Domnului Iisus Hristos, anatema să fie. Deci noi nu avem nevoie de explicații de la neica cutare, de la părerea lucutare și a lucutare și a lucutare, că ei s-au ridicat așa smici. Nu știu dacă ați văzut prin luncă, sunt un fel de cături așa și fac niște spini mari ca niște glădițe. Dacă te atingi, el te zgări. Ei, și ei cred că dacă pot zgâria sau pot mușca, așa ca motanul ăla stricăcios care îl prinzi prin blidiș ca să nu pui mâna pe el, să izbește și te mușcă, ei cred că își pot aroga niște drepturi. Clasa intelectuală este clasa de care societatea are nevoie ca să triumfe știința. Clasa muncitoare este talpa și temelia țării care muncește. Că n-ai să vezi un inspector cu sapa pe ogor sau un director cu mâinile plantând roșii. Nu, asta e treaba țăranului. Și el și-o face cu stoicie și cu rânduială. Clasa teologilor e cu treaba teologilor. Clasa astronomilor e cu clasa astronomilor. Clasa filozofilor e cu clasa filozofilor și cred că cea mai potrivită vorbă care îmi sună în minte este cea a bătrâniei mele care n-avea carte. Când mă vedea, că nu merg duminica la biserică, ea nu spunea de ce mergi sau de ce nu mergi. Stau și mă uit la tine așa ca o femeie proastă. Câtă carte ai învățat și parcă ești mai prost ca mine. Zic, dar de ce spui treaba asta? Păi ora 10 și tu n-ai ajuns la biserică? Dar am fost duminica trecută. Dar cum? Azi n-a să-ți fie foame? Nu mănânci? Ai mâncat duminica trecută? Du-te acolo și stai la biserică. Atât. O educație simplă din două vorbi. Nu cu citate din Ioan Gură de Aur, nu cu citate din Vasile cel Mare, nu cu citate din Grigore Teologul, deși ăștia-s baza și temelia bisericii. Deci noi nu putem călca peste învățăturile filocalice, scripturitice, vechi și nou testamentare, noi nu putem călca peste învățătura celor 7 sinoade ecumenice și noi nu putem confunda ortodoxia cu ghiveciu. Punct. Dacă un romano-catolic vrea să vină la noi, nimeni nu-l oprește. Dacă e să comunicați, puteți comunica. Dacă e să povestiți, puteți povesti. Dar când este vorba de doctrină, frate, nu știu, dacă te-ai mântuit și ai trece la Dumnezeu, rogă-te-și pentru mine păcătos. Atât. Nu împărțim ce nu știm și nu risipim ce n-am adunat noi. Noi tot ce am primit, așa spune, cine schimbă o iotă sau o cirtă din lege, vrednic este de ghien. Nu vă mai lăsați influențați de chestii de astea. Auzisem acum în preajma Paștelui că trebuie pus Paștele odată, că unii oameni din diaspora trebuie să-și mai ia niște zile în plus de concediu când nu corespunde Paște. Dar stai, frate, învierea vine după Paștele tău, vine după Crăciunul tău, după onomasticile tale, după sejurul tău.
Dacă ești un ortodox cinstit, te duci în ziua de Paști la servici, că e foc continuu. Poate naște o femeie și ești ginecolog. Poate ești fochist la un cet și încălzești un oraș întreg. Ciocnești acolo 2 ouă și când Hristos a înviat și pui bagi foc în centrală. Și tot creștin ești. Nu înseamnă că schimbi tu Paște, țirenie, spui în ziua de Paști pe foc. Sau vrei tu un Paște în așa fel făcut ca să poți tu pune pe foc odată cu celălalt. Nu am nicio treabă. Astea sunt povești muritoare. Dumnezeu se supără pe omul îndărătnic. Se supără pe cel care poate mânca miercurea fasole, dar le mănâncă joia. Se supără pe cel care poate spune rugăciuni seara, dar nu o spune din îndărătnicie sau din lene, dar stă 5 ore la televizor. Se supără Dumnezeu nu pe omul desfrânat, ci pe cel care ar putea să înfrâneze, dar nu o face din indolență. Dumnezeu este împotriva evidenței, acolo pedepsește, nu pedepsește nicio slăbiciune. Nu a spus niciodată, nici vai ție curvo, nici vai ție desfrânatule, nici vai ție tălharule, nici vai ție criminale. A spus, vai vouă fățarnicilor și fariseilor. Așa a spus. Pe cel păcătos îl aștept să vină la mine și nu-l voi da afară. Iar când încep să blameze ortodoxia, cu asta încep. Așa încep. Îi ascult de mii de ori. Ha, ortodoxia. Popii fură, popii hoți, popii mincinoși, înșală, fac sminteală, tralala și nu știu ce. Tu caută-l pe preotul care te zidește. Dacă ai nemerit la un preot rău, înseamnă și tu ești marfă proastă. Nu te supăra. Când ai o boală grea, bâzii tăti internetul, tăti țările, toate lumile, și afli tu că doctorul cu tare în cu tare loc e cel mai bun. Și strângi bani și te duci pe acolo și te faci sănătos. Cum de? Atunci știi să-l cauți pe cel mai specialist, iar când e vorba de suflet care e mai scump ca toate, da, vezi, unii găsești o biserică deschis, intră, poți să adaugă gură de aghiaz mare. Dacă gândim în modul acesta ortodox, noi nu suntem ortodoxi. Deci, noi trebuie să avem și pentru suflet același preot serios care să fie preocupat de mântuirea noastră. Și voi știți unde să-l găsiți. Aveți, îmblă lumea asta în toată lumea, deci nu mai este lipsă de mișcare sau de comunicare. Dar trebuie tu, în primul rând, să fii serios. De ce? Pentru că tot creștinul poate strica și pe ortodox, și ortodoxia, și pe preot, și tot preotul și creștinul și ortodoxia pot face din rău bun. Este o reacție care se întoarce ca bumerangul. În clipa când începi să respecti cele mai elementare legi ale ortodoxiei, de vii fără să vrei ortodox, în clipa când respecti cele mai elementare forme de comportament moral de la preot auzite, deja devii ortodox, și în clipa când îl respecti pe preot, îl respecti pe tine, el te respectă pe tine și deja noi respectăm legea. Dacă îmi spui, ai părinte, miercuri, fă o dezlegare de dulce, că știu că ai, da, domnule, dezleagă, mănâncă, las, că nu-i păcat. Și după aia tot tu ești cel cu gura mare. Acesta e popă, a venit la mine miercuri și a mâncat carne și a dezlegat el, dar nu tu l-ai forțat, nu tu l-ai băgat în ispit. Deci, atâta timp cât cugetul tău este murdar, tot sufletul tău este murdar. Cât mintea ta este curată, tot sufletul tău este curat. Cât ochiul tău este curat, trupul tău este curat. Cât ochiul tău este murdar, tot trupul tău este murdar. Și spune Sfânta Scriptură, ce vom face dacă se strică sarea pământului? Adică învățătura. Cu ce vom mai săra? Și iar întreabă Mântuitorul. Ce vom face dacă neghina umpli tot grâul? Și ăștia spun, s-o strângem să-i dă foc. Nu, nu! Lăsați să se coacă deopotrivă. Și neghina, și grâul. Facem 2 rânduri de snopi. Neghina deoparte și grâul deoparte. Grâul poți să-l dăm la pleavă, la treier, să facem pleavă grâu, să scoatem și să punem la arii, la jâdniță. Iar neghina o să o facem snop și o să-i dăm foc. Așa acum. Deci cine vrea să fie credincios și serios, fiți în continuare credincioși și serioși, fără să blamați pe nimeni. Deci noi nu avem dreptul să judecăm. Eu mi-am ales acest mod de lucru dintotdeauna. Oricu cine m-am întâlnit, când mi-a zis, părinte, dar ce nu, voi ortodoxi sunteți cei mai buni. Dar ce ți-a spus cu ortodoxi? Voi sunt ortodoxi în iad tot înainte. Da, dar uite, de exemplu, eu sunt penticostal. Țineți, domnule, credința. Te-am chemat eu la catehizare, ți-am spus stilepes. Păi eu sunt baptist. Fii sănătos. Ce treaba am eu cu tine și ce treaba ai tu cu mine? Te respectăm, ne dăm bună ziua și basta. Când vei vrea să găsești adevărul absolut și Duhul Sfânt te va lumina, tu vei alerga la adevăr,
după următoarea formulă. Cine a văzut vreodată oi primăvara cum ei? Toți! N-aș știu dacă ați fost pe la vreo stâmpă. Ciobanul ține miei la un loc, ca să nu-i călărească oile, să-i bușească, să-i bată, și stau într-un ocol. Oile stau din coace de ocol într-o are mai mare, mănâncă fân. Și când vine vremea subtului, oile le scoate pe tăpșan, așa, la vedere, și dă drumul la stâna de miei și se aude așa, bă, 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 bă. Și fiecare miel, după vocea lui Măsa, se duce și o găsește pe cea care e a lui. Așa este și în Ortodoxie. Cine cunoaște glasul lui Hristos, cine cunoaște glasul Sfintei Liturghii, cine cunoaște glasul adevăratei Scripturi, cine cunoaște glasul adevăratului păstor, el se duce acolo și cu oile mele cunosc glasul meu și vin după mine. Scurt. Cine sare în staul pe aiurea, îi fur și tâlhar. Scurt. Nu stăm să dăm noi explicații de ce furii și tâlhari au dat năval în Biserica Ortodoxă și vor să pună ei disciplina intelectuală. Că nu putem să stăm, nu putem să stăm așa în rătăcire. Nu stăm în nicio rătăcire. De 2000 de ani Biserica naște Euharistie, carne și sânge Dumnezeu. De 2000 de ani Biserica naște Sfinți. De 2000 de ani Biserica botează, cunună, înmormântează, leagă și dezleagă păcatele oamenilor. Biserica sfințește și trimite harismă și harul. Biserica îndeamnă, curățește, moralizează și împărtășește tot creștinul. Și toate au mers în mod normal, n-au mers altfel. Dacă cei din vest sau din apus doresc să vadă ce au pierdut acum 1000 de ani, pot veni cu dragă inimă să se întoarcă la izvoare. Unirea cu Biserica Universală, una sobornicească și apostolească, se face prin dumnezeiască rugăciune, prin recunoașterea tezaurilor pierdute, prin întoarcerea la cele 7 taine de plin pe care le-a lepădat și Martin Luther și Zwingli și Willy Cal, și ăsta și Calvin și Willy Zwingli, nu știu cum îl cheamă pe ala, tot un mare reformator. După aceea, protestanții pot recunoaște unde au greșit atunci când s-au rupt de Biserica Romano-Catolică a lor, din viața lor, de unde au și deviat. Reformații la fel, anglicanii la fel, nimeni n-ar nimic cu ei, fiecare crede cum vrea, el e liber. Dumnezeu îi așteaptă pe toți la, cum spune Mântuitorul Apostolului Petru, la înviere. Satana a cerut sufletele voastre să le cearnă ca pe grâu. Eu mă rog ca toți să fie una. Eu mă rog ca din toți câți mi-a dat Tatăl să nu pierd pe niciunul. Eu mă rog ca pe toți să-i aduc la mine. Eu mă rog ca toți să fie desăvârșiți. Eu mă rog ca niciunul să nu piară. Dar fie, Tată, cum Tu voiești, nu cum eu voiesc. Că n-am nici să fac voia mea, ci voia Ta, că Tu m-ai trimis. Și cel ce vă ascultă pe voi, pe mine mă ascultă și pe cel care m-a trimis. Și cel ce nu vă ascultă pe voi, nu mă ascultă nici pe mine, nici pe cel ce m-a trimis. Aș fi curios să văd un dialog între Iisus Hristos și modernii purtători de cuvânt ai Bisericii. Ce ar spune lui Hristos? Băi, fundamentalistul, dar tu discuți cu un filozof, așa, da? Trebuie să fim un pic atenți. Trebuie să avem un pic de reverență. Trebuie să avem un pic de calcul în vorbe. Trebuie să avem un pic de bună cuvincioșie. Împăratul Constantin la sinodul 1, știți ce a spus? Se certau acolo episcopi, între ei era marea dispută ariană. Și a spus așa, scurt. De povești m-am săturat. Să nu credeți că sinodul 1 a început acum 5 minute și s-a terminat acum când termin eu. Nu. A ținut o vară întreagă. 4 luni și ceva. Și cei 318 părinți au stat acolo și s-au disputat cu arieni, care din spate erau susținuți și de Eusebiu de Cezarea, marele scriitor al Bizanțului, care a scris Viața Imperiului Bizantin și a împărat Constantin în vreo 10 volume și era văzut bine la palat. Era un mare ilustru, un fel de părintele Staniloae nostru, să spun. Și totuși împăratul a spus așa. Dacă credința voastră este adevărată, ar trebui și o minune. Minunea ar certifica cel mai bine adevărat. Toți au rămas blocați.
Și se ridică Sfântul Spiridon, marele cioban de la Temitunda. Vede o cărămidă chicată pe jos, o ia în mână și spune: împărate, onorat prezidiu, așa descriu practicalele acelui sinod, că toată lumea s-a speriat când a văzut un bătrân din 90 de ani își dă cu părerea la sinod și neșcolit. Și a zis: domnule, ne bagă asta într-o încurcătură, știi cum e cu proverbul, cu chiatra mare, zi și deștept să n-o scot. Dar Duhul Sfânt n-a lucrat așa. Când Sfântul Spiridon a luat cărămida în mână, a spus așa: fraților, vedeți că cărămida asta e una, așa e și Dumnezeu în ființă. În componența ei găsim apă cu care am amestecat pământul, pământul care l-am amestecat cu apă și focul care am ars-o. Și a spus: priviți-le acum pe acestea trei separate din aceasta una. Și când a strâns cărămida, focul s-a dus în sus, apa a curs în sus, țărâna a rămas în mână. Și atunci a zis împăratul: declarăm încheiate ședința sinodului, iar creștinii, ori drept măritori, că nu era ortodox pe atunci, era Biserica Universală, au dreptate. Când Sfântul Vasile cel Mare a fost pus într-o situație limită, cu semi-arienii și cu arienii, care i-au luat aproape toate bisericile din Capadocia, și au luat-o pe una cea mai importantă din centrul Capadociei, a venit la episcopul arian și a spus așa: frate, hai la împărat. Împărat, mi-a ocupat biserica cu sila și eu de unii să știu că el e rău sau tu ești bun. Demonstrație. Și atunci Sfântul Vasile cel Mare a spus așa. Nu a spus: hai să facem petiție și să strângem semnături, că nu suntem la referendum și la ședința cu părinții. Nu suntem la partidele politice, când ne mințăm între noi unii pe alții și ne punem cășiula și învârtim cășiul între noi și credem că am făcut mare adevăr. O zis așa: găsiți o formulă să mă convingeți acuiei biserica. Și Sfântul Vasile cel Mare a spus doar atât: o încuiem, punem lacătele și o pecetuim. Să se roage arienii și dacă se deschid ușile lor, împăratul a început să râdă și prostiau ăștia în cap. A doua: ne rugăm noi și dacă se deschid ea noastră, împăratul o pufin și mai tare în râs. Și a treia: dacă nu se deschid, îl lăsăm tot arienilor. Și aici împăratul a fost mulțumit că știa că așa trebuie să se întâmple, cum se deschide o biserică cu rugăciune. Și s-au rugat arienii trei zile. Niciun semn. Și a venit marele rar Vasile al Cezarei Capadociei, care nu era nici purtător de cuvânt, nu era nici ambasador la Vatican, nu era nici profesor la Babel Boiești. Și a spus: deschideți-vă voi porți veșnice Sfântului Împăratul Slavii. Și un vânt puternic o smult pe cețele, s-au deschis ușile singuri și au început să cânte poporul Sfinte Dumnezeu. Și a intrat și a zis împăratul: ia creștinilor univers, a creștinilor apostoli, o lăsați în pace. Deci ați înțeles? Harisma și minunea întotdeauna a pecetuit dreapta credință. Deci noi nu ne putem juca cu glumițe și cu păreri și cu figuri și cu impresii. V-am spus lucrul ăsta pentru că zilele astea sunt tot felul de controverse și cred că am primit 500 de mesaje. Părinte, dar uite ce-a spus cu tare, dar uite ce-a spus cu tare. Și pe toți am întrebat același lucru, ați citit. Crezi-o atent? Da. Repetați-l încă de 3 ore azi ca să vă dați seama ce spune în crez. Și într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică. Păstrați tezaurul care l-ați primit, dacă vreți să aveți șansa de mântuire, nu mântuiți, șansa de odihnă în Dumnezeu, șansa de odihnă în lumină, șansa de odihnă în pacea Duhului Sfânt, șansa de odihnă în lumina treimii și șansa de odihnă în Împărăția Lui Dumnezeu. Amin.